Este unul dintre numele de referință din muzica ușoară românească. Este compozitor, interpret, orchestrator, instrumentist, profesor de canto. Când spunem Marius Țeicu, spunem muzică ușoară, muzică de teatru, muzică de film, musical. Spunem zeci, sute de șlagăre, sute de șlagăre care se leagă de numele său, dar și de numele foarte multor interpreți de seamă din muzica noastră. Înainte de a vă ruga să răsfoim împreună albumul dumneavoastră cu amintiri, pentru că în atâția ani de carieră, pe lângă sute de șlagăre, ați adunat și foarte multe amintiri și foarte multe premii. Înainte de a răsfoi albumul cu amintiri, care presupune să privim împreună niște fotografii și să le comentăm, v-aș pune o întrebare legată de copilărie, de Timișoara, orașul rozelor, de unde ați plecat. Când ați plecat de acolo, v-ați gândit că veți ajunge cineva? Că ăsta e titlul unuia dintre șlagărele dumneavoastră. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit la noi, la mine aici, unde îmi desfășor eu activitatea, ca să spun așa. În această emisiune am urmărit câteva dintre ele și mi s-au părut interesante și vă mulțumesc că v-ați gândit și la mine. Sigur că eu m-am născut la Reșița, dar la 2 ani și jumătate părinții mei s-au mutat la Timișoara, așa că sunt mai mult timișorean. Acolo am făcut, ca să zic așa, a început grădinița, școala elementară de muzică și liceul de muzică, venind mai apoi la conservator la București. Sigur că acum nu știu dacă eu sunt cineva, că eu era un cântec pe care îl cânta Angela Similea. Așa, nu, sigur că nu m-am gândit că, nu că voi ajunge cineva, dar că voi ajunge o persoană cunoscută, ca să spun așa, și că voi reuși să fac totuși ceea ce am realizat în vreo 45 de ani de activitate muzicală, ca să spun așa. Nu m-am gândit, nimeni nu-și poate imagina ce se va întâmpla până la urmă. Sunt foarte multe lucruri care concură la o reușită, ca să spun așa, și hazardul, și munca, și talentul, și toate la un loc. Atunci, haideți să începem să răsfoim albumul cu amintiri. Prima fotografie este legată de un trio. Un trio care a făcut istorie în divertismentul românesc, în divertismentul de televiziune, în primul rând. Aha. Marius, Olimpia, Mihai. Da. Asta e tot de la televizor luat, de filmare. E foarte sugestivă. Noi ne-am cunoscut la Școala Populară de Artă, unde eu eram profesor. Pentru că în 68 am terminat conservatorul Ciprian Porumbescu din București, acum îi spune Academia de Muzică, și fiind numit profesor la Școala Populară de Artă, profesor corepetitor la clasa reputate și regretatei profesoare Florica Orăscu, unde am avut marele noroc să am o serie întreagă de elevi extraordinar de talentați, care deveneau mai apoi mari vedete muzica ușoară românească, cum ar fi Angela Similea, Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, Lucian Mihalea și alții. Eu repetam cu ei la pian așa și mai cântam Mihai, cântam Olimpia, ne plăcea să cântăm pe voci, cântam împreună și a venit la noi în vizită Titus Munteanu de la TVR și văzându-ne, zice, măi, ce-ar fi o chestie să cântați voi trei împreună, așa că el este nașul nostru, săracul, pare rău, nu mai e printre noi, atât de dor de multe ori de el, de Titus Munteanu, am făcut cu el o groază de filmări. Și ne-a dus la alt regretat, Alexandru Bocăneț, ne-a arătat și acolo au început primele emisiuni, așa că aici cântam Marius, Olimpia și Mihai, așa, ăsta era cântecul. Îl puteți găsi și pe un CD, eu fac și reclamă, nu spun care, ce casă, așa, și era dintr-o filmare la TVR cu cei doi. Mi-au fost și elevi, mi-au fost și parteneri, le-am compus și piese, Mihai mi-a scris și câteva texte la piese, adică am colaborat și am fost multe, multe, multe turnee împreună. O altă fotografie tot dintr-un show de Da. televiziune,
frumoasa din pădurea adormită. Stimați telespectatori, asta sunt eu, dai seama. Eu aveam rolul de prințul mai căzut așa pe bec, pentru că era un rol comic. Era o comedie după Frumoasa din pădurea adormită, făcută de Ovidiu Dumitru, un alt mare dispărut și al televiziunii române și al culturii românești, mare prieten și de-al meu. Și aveam dublu rol acolo, rolul povestitorului, pentru că eu am scris muzicalul respectiv. Era un micromuzical așa de vreo 50 de minute, nu știu cât a ținut. Și jucam și rolul povestitorului și rolul prințului, care era cam îndrăgostit de asta, așa, plecat cu Sorcova. Și era destul de greu, că la un moment dat apăream împreună și pe vremea aceea când se făcea filmarea asta, anii 80, lucrurile nu erau din punct de vedere tehnic atât de avansate și ne-am cam chinuit cu croma și așa mai departe. Vezi aici, vezi acolo, că acolo e râu, aici e tufa, aici e nu știu ce. Mi-aduc aminte, a fost foarte, foarte frumos. Cu Doina Anastasiu, cea care a făcut regia și... Următoarea fotografie este tot cu cele două eleve ale dumneavoastră, Olimpia Panciu și Angela Similea, la festival la Sopot. A, festivalul de la Sopot 1977. Are o istorie, da. Da, nu mai știu care e istoria, poate mă ajutați dumneavoastră. Oricum... Cu partiturile? A, da. Mamă, ce emoție am... Deci ne-am comandat costume frumos aici, era o prelucrare de-a mea după Țurea și orchestrație tot de mine făcută. Era interesant, spectaculos, ca să zic, se cântea live cu orchestră mare la Sopot, festival important. Și ne-am dus acolo, am ajuns frumos acolo, ne-a cazat la hotel acolo, erau toate steagurile acolo, steagul României nu era, am întrebat de ce a doua zi s-a pus și steagul. Și printre altele. Și ne-am dus la repetiție și am așteptat să ne strige și pe noi, s-a terminat repetiția și până nu ne striga să repetăm, mă zic, de ce nu ne cheamă și pe noi la repetiție? Păi zice, n-ați trimis partiturile. Mă, să-mi vine rău, noi partiturile, eu le-am predat cu două luni înainte la Televiziunea Română, Televiziunea Română a transmis tot atunci imediat la ei și n-a ajuns nimic. Acolo se cânta așa, piesa asta... O piesă a lui Marcel Dragomir, care o cânta Angela Similea, și o piesă de-a mea, Oamenii trebuie să se iubească, pe care o cânta Olimpia Panciu solo, da? Aia două solo fiecare și astea. Nimic. N-apă. Am stat, noroc că știam să orchestrez, că dacă eram și doar solist, așa, veneam frumos acasă, a fost frumos la Sopot. Și am stat toată noaptea cu Titus Munteanu, eu scriam partitura generală și Titus scotea știmele. De la ora... 8 așa până am scris eu partiturile, de la ora 8 și până dimineața pe la 10, vreo 14 ore s-a făcut treaba asta, s-au dus partiturile acolo și s-a ținut, s-au cântat piesele, vă dați seama ce emoții, ce te poți să nebunești. Angela și Olimpia făceau cafelele, nu? Angela făcea cafelele, Olimpia mă scărpina în cap să ne adorm, că vineam așa cu capul așa. Da, era, da. Ia uite mă de unde, ce poze aveți. De-a lungul anilor ați câștigat foarte multe premii, foarte multe la Mamaia. Acolo n-am participat de multe ori la Mamaia, dar e adevărat, o singură dată n-am luat premiu, restul... Ați și luat, asta am vrut să spun premii, că ați, da. Luat, ați luat premii, am ați bazat luat și multe. Pe niște cântăreți foarte avem buni. Avem mai multe fotografii. Prima, da. Pe care vă arăt este din ediția în care Loredana a fost revelația. Da, 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 da. Este 1992, festivalul de la Mamaia. Eu pe Loredana am cunoscut-o când încă n-avea încă 16 ani. 15 ani și jumătate am văzut-o la Steaua Fără Lume, că eu eram prezentator acolo. Și zic, gata, gata, să-i dau și i-am dat o piesă și a și luat trofeul la interpretare, bine asta mai devreme, în 86. Și după aceea, bineînțeles, i-am dat foarte multe piese. Și după Revoluție, prima piesă, 92, care am dat-o să o cânte, a fost Ce va fi cu iubirea mea. O mai cântă și astăzi. Mulțumesc, Loredana, că o mai cânt și astăzi.
și recunoaște că am însemnat ceva în viața ei, foarte frumos din partea ei. Așa, este pe, la festivalul și s-a câștigat trofeul, iar aici se iei pe scenă când ne anunță premiul și ne dă trofeul. Ștefan Bănică era unul dintre prezentatori. Și Cristina Țopescu. Și Cristina Țopescu, uite ce... Doamne, ce tineri eram toți. Bine, ei sunt tineri și în continuare eu m-am boșorogit. Așa, frumoase amintiri. Asta chiar că n-am mai văzut, n-am văzut poza asta. Asta cred că o să se pierdă pe aici, că la noi să mai se întâmplă lucruri de-astea. O altă fotografie, tot de la Mamaia. Da. Cu Monica Angel. Ia uite-te, mă. Asta e. Dragi colegi, asta e. Și prieteni din fața televizoarelor. Aici e în 1994. Monica a cântat o piesă, și la piesa asta țin foarte mult. Nu țin extraordinar de mult la toate piesele mele, dar sunt câteva care țin. Și la Ce va fi cu iubirea mea și la asta. Nu neapărat că s-a luat trofeul și atunci, 94 este asta. Da. Dau viața mea pentru o iubire, text Eugen Rotaru. La cealaltă piesă a lui Loredana, tot Eugen Rotaru, cu care am colaborat cele mai multe piese. Așa, și aici pe scenă, când se anunță. Da. La Mamaia, alături de cei de la Școala Vedetelor. Am o poză cu ei? Da. Ia uite, Dana Mladin. Aici este Adrian Despot. Este și Călin Giambașu. Călin Giambașu aici, care e și el puțin așa în asta. Și este și Răzvan Dragomir, da. Băiatul celebrului compozitor, coleg de-al meu, Marcel Dragomir. Ia uite-te, asta iarăși cred că va rămâne. Eu le-am făcut cu ei, era un grup nemaipomenit, tot Titus Munteanu a realizat, Școala Vedetelor 2 este acum ar veni, Școala Vedetelor 1. Școala Vedetelor 1. Și mi-au cântat un potpuriu. Și potpuriu respectiv l-au prezentat la Mamaia pe scenă. Potpuriu, am făcut un potpuriu din șlagărele mele care le-am compus până atunci când a avut loc evenimentul. Hai să enumerăm câteva nume, da, de interpreți din muzica ușoară românească. Margareta Păslaru, Marina Voica, Angela Similea, Corina Chiriac, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, Carmen Trandafir, Silvia Dumitrescu, Anca Țurcașiu, Olimpia Panciu, dar chiar și sopranele Bianca Ionescu, Eugenia Moldoveanu sau Daniela Vlădescu. Ce au în comun toate aceste nume cu dumneavoastră? Toate sunt vedete, sunt niște artiste excepționale, pentru că dacă n-ar fi fost excepționale, n-ar fi devenit vedete. Sunt iubite de marele public, cele din zona de operă, operetă, musical și cele din zona de muzică ușoară. Aș putea să vorbesc despre fiecare, nu știu câte zile aveți la dispoziție. Ce au în comun n-am întrebat cu dumneavoastră? Ce au în comun cu mine? Eu le-am compus muzica pe care ei au cântat, piesele pe care le-au cântat. Cei de muzică ușoară le-am compus multe piese. Bine, acolo n-ați mai amintit câteva dintre ele, dar am vorbit eu înainte de ele, dintre Loredana și Monica. Dar Bianca Ionescu, Simina Ivan și multe altele au jucat în muzicalurile mele care au fost prezentate la Teatrul de Operetă Ion Dacian din București, acum zice Teatrul de Operetă și muzical din București. Bianca Ionescu a fost rolul principal din Examene, tot pe un libret de Eugen Rotaru. Simina Ivan a cântat și acolo de asemenea. Ele au preluat la un moment dat aceste piese și le-au prezentat și la televiziune. Am avut o mare surpriză să văd acum pe net, că totul se întâmplă pe net, da? Pe YouTube am văzut duetul Bianca Ionescu și Dorin Teodorescu, unde era, care era lansată de mine și de Corina. Nu știam că ei au cântat, am avut furnicături așa când am văzut pe filmarea. Dorin mi-a fost și prieten timișorean și nu mai e printre noi, un mare tenor. O colaborare aparte și de mare succes ați avut cu Angela Similea. Avem o fotografie dintr-un show în care interpretați o piesă în duet cu ea. Da. Cred că e o piesă
prin anii 80, așa, nu știu, undeva sau nu știu ce piesă a fost acolo, nu-mi dau seama. N-a fost... Stai, cum e zice asta? Nu știu dacă e după Revoluție sau înainte. Este din 94. A, atunci este un duet care nu-mi vine acum aminte. Cum se cheamă? Nu știu. Tu, iubirea mea? Tu, iubirea mea. Era înainte să pic la examen, mi-am adus aminte. Aici e ca la examen, te treabă așa, te trec toate apele. Așa, da. Era, da, te vedeam, am făcut multe firme cu astea, a devenit șlagăr piesa. La un moment dat, când a avut ea un mare recital, au venit și a cântat-o Călin, că vorbeam de Călin Giambasu și cu Alexandra Ungureanu, ne-am făcut o surpriză și au cântat-o ei într-o altă formulă, piesa asta. Multe dintre piesele compuse de dumneavoastră se află pe albumul Succese, lansat de Angela aici. E chiar lansarea albumului. Dumneavoastră și Angela Similea dați autografe. Uite că scrie lansarea discului Succese, Angela Similea, muzica Marius Ecu, 1995. Mă mai inspir și eu, că nu pot să țin minte chiar așa toți anii, toate. Așa. Da, ia uite-te. Da. La magazinul Muzica. La Muzica. La magazinul Muzica, jos acolo. Acolo. Acolo se dădeau autografe și... Tot de acolo avem mai multe fotografii. Asta e un prim plan. Da, da, da. De-al dumneavoastră. Da. Ce vreau să spun, Succese după aceea a apărut. Aceeași apărut și pe lansare. A apărut și pe un CD și era CD-ul făcut de Eurostar. E și sub formă de CD și a fost și sub formă de casetă. Și sub formă de disc vinil. Deci toate trei. Asta tot de acolo. Ia, tot aceeași, da? Da. Aceeași lansare. Avem mai multe fotografii de la acest eveniment. Aici sunt ceva mai luminos, deși aici sunt negru, deși n-am venit de la... Dar era jos acolo lumina mai... Știu unde se țineau... Iar aici conferința. Era conferința de presă în care răspundeați ziariștilor. Ah, da. Uite și pe Angela. Frumoase amintiri. Vai, ce bucurie mi-ați făcut. Mă uitam la emisiunea cu Stella Popescu pe care ați realizat-o și cât se bucura și ea, că ne bucurăm ca niște copii, știi? Iar un an mai târziu, în 96, împreună ați lansat albumul de colinde. De colinde și cântece de Crăciun. De Crăciun. Sigur că a fost CD, e vorba de un CD tot la Eurostar. Da. Îți dai seama, încep să curgă astea toate la vale și ca să nu stricăm emisiunea așa, o punem mai sus aici, așa. E perfect. Uite, stă în balans. I-am scris vreo 40 de piese. Asta vroiam să vă rog. Angela, povestiți-ne scris 40 puțin de despre colaborarea cu Angela deci, Similea. Deci, stai, prima oară să văd pe asta. Ia, uite. Uite, vezi că scrie Eurostar lansează sus. Hai că se bucură și cei de la Eurostar. Nu e niciun secret. Deci pe Angela Similea am cunoscut-o fiind eleva profesoarei Florica Orescu, v-am povestit la început, unde eram eu corepetitor. Mai apoi ea deja era lansată, deja apoi a participat la Cerbul de Aur și a luat, nu știu ce, Cerbul de Aur, Cerbul de Argint, nu mă mai duc aminte. Premiu extraordinar și cu timiditate așa m-am zis și eu că să-i compun și eu o piesă așa bine. I-am fost și cu repetitor, ne cunoșteam. Și atunci am început să scriu. Și atunci tot am scris. Și am scris și piese solo, dar am scris și piese pentru amândoi. Nu știu, vreo 5 sau 6 avem duete de-a lungul timpului făcute așa. Mai apoi am fost și în Polonia, așa, am fost prin turnee în țară și în străinătate, am fost și în Germania, am cântat cu ea acolo, e un om extraordinar, o foarte bună cântăreață, doamna muzicii ușoare românești, și aici se spunea de către presă, de către dumneavoastră, și eu sunt de acord, talentată, foarte muncitoare, foarte serioasă,
meticuloasă în tot ceea ce făcea din punct de vedere profesional, vreau să vă spun, începând de la cum e textul, nu cânta o piesă dacă nu-i plăcea piesa, așa, la orchestrație, la imprimări venea pregătită 100%, la suprapunerea vocii. Pentru ea fiecare piesă îi dădea o anumită stare, starea respectivă trebuia să fie încununată de o anumită rochie, nu de orice chestie și oriunde ea trebuia să știe unde ține show-ul respectiv. Într-un fel se îmbrăca dacă mergea la uzinele nu știu care și era un mare spectacol acolo, și în altfel dacă era la festivalul de la Mamaia sau festivalul din Germania sau din Polonia sau televiziune sau nu știu ce. Lucru foarte important, vezi, sunt lucruri pe care poate par amănunte, dar pe vremea aia nu aveai n-avea fiecare câte un stilist, câte un ăsta, câte un impresar. Noi dădeam telefoane, noi eram și impresari, noi scriam și muzica, noi și orchestrăm, cântam. Da. Le făceam pe toate, trebuia să ne gândim cum ne îmbrăcam și așa mai departe. În afară de faptul când eram la televiziune și făceam roluri, anumite roluri, când făceam travestii, de exemplu, atunci dai seama că răspundeau cei de acolo. Spuneați despre Angela Similea, despre Olimpia Panciu, despre Dida Drăgan, despre Adrian Romcescu. Le-ați fost profesor. Da. Cum erați ca profesor? Păi ce, eram aproape de o vârstă cu ei. Pentru că eu de-abia terminasem facultatea, deci aveam 23 de ani. Eu aveam 23 de ani, Mihai, de exemplu, era mai mic ca mine cu un an. Olimpia era cu 8, Dida Drăgan cu vreo 6, așa. Deci nu eram așa o diferență mare. A venit domn profesor, liniște, chestii. Nu era. Și nici firea mea nu era de felul ăsta. Și era o mare veselie acolo și se făcea treaba asta, e foarte important. La noi tot timpul se cânta, astea, și uite că au ieșit asemenea produse de asemenea valoare, ca să zic așa. Dida Drăgan a fost prima piesă pe care am orchestrat-o și prima compoziție la care eu am venit cu orchestrație mare la orchestra de stradă a radioteleviziunii la maestru Sile Dinicu. Aveam niște emoții de... Stăteam tot timpul pe scaun să nu leșin. Cu prima mea orchestrație pentru orchestră mare, da? Vă dați seama, suflători, cor, secție ritmică, grup vocal. Și am venit cu Visata mea iubire. Ea participa la festivalul de la Mamaia la interpretare. Și am scris și o compoziție. Printre primele mele compoziții, 1970, și prima piesă pe care ea a cântat-o în prima audiție, ca să spun așa, pentru că s-a mai prezentat cu o piesă a lui Mandi, dar era în a doua interpretare, ca să zic așa. Deci asta e cu Adrian Romcescu. Era încă elev la liceu de muzică, la vioară. O voce nemaipomenită venea după Aurelian Andreescu, marele Aurelian Andreescu, venea puternic în urmă el, chiar de tânăr. Și în 1973 lui am dat o piesă, Chemarea Dragostei, piesă care se mai cântă și acum după câți ani? Din 73 până acum, care e tare la... 42 de ani, îți dai seama? Și am făcut asta, eu eram și profesorul lui, compozitorul lui, și mergem amândoi la mare, amândoi emoții mari. Eu pentru prima oară la Mamaia în calitate de concurent, compozitor, da, era concurs de creație, și el prima oară la Mamaia, îți dai seama, pe scenă acolo, avea 17 ani sau cât, în calitate de interpret. Hai să poți să povestești ceva repede? Da. Eu vorbesc și repede, eu pot să vorbesc foarte repede. Așa, și ne dă împreună să stăm în aceeași cameră la hotel. Și era un loc lângă geam și un loc mai spre ușă, așa cum era hotelul. Și zic că el era interpretul, îți dai seama, să nu răcească, zic, Adriane, tu pe care loc vrei să stai? Pe care pat? Ăla de lângă geam sau ăsta de aici mai de lângă? Domn profesor, mie mi-e absolut indiferent, dar nu în ăla de la geam. Știi, erau două locuri. Așa. Și a cântat nemaipomenit. S-a închis festivalul, gala cu piesa noastră și lumea a aplaudat atât de mult că mi se face, eu când mă emoționez, se face perpendicular așa barba pe față, așa a aplaudat așa de mult lumea în sală, s-a cerut aprobarea de la Vornicu să se mai dea încă o dată. Și pentru prima oară, așa mi-au spus cei de la TVR, că s-a aprobat, a mai cântat încă o dată piesa.
E mare, mare, mare lucru chestie. O voce nemaipomenită. Țin foarte mult la, la Adrian. De ei doi m-ați întrebat acum. Da. Nu, că pot, e, carte, am scris și o carte. Vă dați seama că pot să vorbesc de fiecare. Trebuie să mă opriți când vedeți că vorbesc. Avem alte fotografii de la o lansare tot la magazinul Muzica. Lansarea albumului care se numește Parada Vedetelor în concert. Aici sunt foarte mulți colegi interpreți în jurul dumneavoastră. Anca Țurcașiu, Silvia Dumitrescu. Ia uite-te, asta e imediat, Angel. După revoluție, imediat, nu știu în ce an. Trebuie să scrie aici. 98, e, nu chiar imediat. Nu chiar, nu chiar. 1998 a apărut un disc vinil, da. Și a apărut și o casetă. Atunci nu erau încă cu CD-urile intratare pe vremea aceea. Uite pe Anca Țurcașiu. Anca Țurcașiu mi-a fost și studentă. Eu am fost profesor vreo 20 de ani, profesor de canto la Facultatea de Teatru. Prima dată la Facultatea de Musical din cadrul Universității Ecologice și mai apoi profesor de canto la Facultatea de Teatru din cadrul Spiru Haret, până când am ieșit la pensie, atunci am trebuit să plec de acolo. Nu că n-au mai vrut ei, dar așa era legea. Trebuia să alegi. Bun, ea mi-a fost studentă acolo. Monica Angel mi-a fost și ea studentă. Tot acolo. Aici e Silvia Dumitrescu, cu care am... care i-am dat o piesă începând din 86 sau ceva de genul, înainte de Revoluție, 7, nu mai țin minte când, a câștigat și trofeul la interpretare la Mamaia cântând o piesă de-a mea atunci în prima audiție, Nu-mi pare rău, care o cântă și acum. Aici este, mai știu minte cum o chema, i-am scris Manuela Fedorca? Nu. I-am scris o piesă și atunci și aici e Monica Angel, da. A, aici e Manuela Fedorca. Da. Da, aici da, Manuela, da, da, și da, ea da. Mi-a fost studentă la Facultatea de Teatru. Încă o fotografie tot de acolo. Aici se mai sunt în fotografie Oana Sârbu, Mihai Constantinescu și... Înainte de a arăta fotografia, am voie și eu să arăt o carte care a apărut acum? Cum să nu? Nu. Deci cartea, nu că nu m-am pregătit, asta e de mult acolo. Cartea se numește Marius Eicu, compozitor de top. Este scrisă de... muzicologul, celebru muzicolog, o doamnă, Daniela Caraman-Fotea. Și lansarea a avut loc în noiembrie anul trecut la Gaudeamus, la Târgu de Carte Gardeamus. Mă găsiți pe Facebook, am învățat și eu cu Facebook acum, că mă, nu ești pe Facebook, nu ești niciunde. Am intrat și eu pe Facebook, acolo există și poze din carte și cartea și așa mai departe. Am ținut neapărat să spun de treaba asta, că este o mare bucurie de a mea și am contribuit și eu alături de Daniela cu strângerea de material, cu nu știu ce. E o realizare, că a doua, e prima și ultima, că îți dai seama, nu-ți mai scoate nimeni o chestie de asta. Acum să ne uităm la poză de care spunea doamna Marina și aici este Mihai Constantinescu, de care vă vorbeam, tot Silvia, aici în spate care... Laura Stoica. Laura Stoica, ce rău îmi pare de aia, și ea mi-a fost student. Dincolo, la Facultatea de Teatru de la... măi frate... Aici e Ioana Bogdan, de la Televiziunea Română. Aici este Tavi Ursulescu, prietenul meu. Aici e Ioana Sârbu, care și ei am scris niște piese. Mă, dar multe am făcut, mai gândesc. Acum, de-abia când am strâns cartea asta, m-am speriat. Nu știam că am scris aproape fără câteva 500 de piese de muzică ușoară, când Dumnezeu... La aceeași lansare, la un moment dat, ați fost lăsați să și vorbiți. Da. Mai aveam puțin și îmi băgam ăsta în gură. De ce l-ai fi ținut așa aproape? Aproape să nu s-audă. Spuneam secrete. Cred că spuneam secrete. Uitându-ne la fotografii și căutând fotografii pentru acest interviu, am constatat că ați luat foarte multe premii. Când am trebuit să strâng premiile și le pun în carte aici, sunt trei pagini din carte, nu știam. Atâtea. Bine, să fie și fel de premii, nu numai la Mamaia, sunt melodii, erau festivalul melodii în fiecare an, cele mai bune premiile piese. Premiile Actualitatea Muzicală, aici sunteți, da. Cu Tavi Ursulescu. Ia uite-te și cu Mihai Cosma. Da. Așa, Tavi Ursulescu, uite la... Asta e la Uniunea Compozitorilor, acolo când ne-am luat de la Actualitatea de Muzicală, la o revistă de prestigiu același eveniment. În domeniu.
tot de acolo. Asta e soția mea, Rodica. Ia uite, măi, ce tinere, ce rere, eram în doi. Ea era brunetă, acum este mai blondă, așa. Ia uite-te. Hai mă, că asta trebuie să-mi o dați, că n-aveți ce face cu ea. Unde mai mergeți cu ea? Aici, premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Cu ce ocazie să ne spuneți dumneavoastră? Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Deci am luat mai multe premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. De la același eveniment. Pe diversi ani, dacă să văd că poate... este, cred că, de la, pentru muzicalul O Premieră Furtunoasă. Muzicalul O Premieră Furtunoasă, care s-a jucat la Teatrul Tănase. Așa, aici este cu președintele Uniunii Compozitorilor, domnul Adrian Iorgulescu. Așa. Aici sunt eu, cred că tot de atunci. Da, același eveniment. Am același pullover. Aici, tot la Uniunea Compozitorilor, tot cu domnul Iorgulescu, da, tot un premiu. Asta e tot un premiu, cred că tot pentru un muzical. Cred că pentru muzicalul Omul care a văzut moartea. Tot la teatru Tănase. La Tănase, da. Da, da, da. Ia să văd ce scrie pe aici, dacă scrie ceva. Nu, asta e de la O Premieră Furtunoasă și ala cu pulloverul de la celălalt muzical. Da, Omul care a văzut moartea. Înainte de a începe să cântați în duet cu... Cu ce ochi, vă uitați la mine așa, înainte de a începe, zic, mamă, ce mă întreabă. Înainte... Nu, mi-am adus aminte. Înainte de a începe să cântați în duet cu Olimpia, în trio cu Olimpia și Mihai, ați avut o perioadă în care ați cântat mult timp singuri. V-ați cântat propriile piese. Sunt peste 40 de melodii pe care le-ați cântat. Deci am compus 40 de melodii. Dar prima melodie pe care am apărut eu pe scenă sau nu știu, a fost împreună cu Olimpia Panciu, Frumoasele Duminici. Și eu care eram înainte obișnuit să cânt în trupă, deci ori cântam la pian, ori la clapă, da? Picioare la clapă. Și de acolo mai prezentam, mai cântam, mai nu știu ce. Cu ei, mobile. Bine, a fost și cu Perpetuum Mobile. Băi, v-ați zis, luați cartea. E mult. E mult. Așa. Și ce am vrut să spun asta cu Olimpia. Și am spus, mă, Olimpia, aici trebuie să vin și eu în față, lângă tine, să cânt. Mă, și am niște emoții și în loc să mă țin de microfon de ăsta, mă țineam de ea, știi? Mă, aveam niște emoții groaznice și cântam Frumoasele. E o filmare care au dat-o TVR-ul acum, când am prezentat-o la Sala Palatului. Vai de mine ce stinger era! Nu putea să fac un metru. Așa, și după aia, prima oară, deci am scris, așa, după aia am mai scris încă o piesă în duet cu Olimpia și după aia am avut abia curaj să cânt o piesă singură. Acum când te gândești, 40 de piese sunt piese multe pe care le-am cântat eu, dar când te gândești din 540, nu sunt chiar așa de multe. Nu m-am aruncat spre mine așa. Revenim un pic în actualitate. Avem o fotografie din 2003 de la inaugurarea Operei Comice pentru Copii. Da. Dumneavoastră ați scris musical pentru copii, ați scris inaugurarea studioului Teatrului Național Opere pentru Copii și Tinere, da? Știu că și de curând am fost acolo. Aici probabil că la început așa a fost doamna Smaranda Oțeanu, da. Un om extraordinar. Și acum este directoare Felicia Filip, un alt om extraordinar și o mare cântăreață. Așa și am fost iară solicitat acum că au redeschis stagiunea, nu știu ce, și am vorbit la părinți și la copii câteva cuvinte pe scenă acolo. Da, nu știam de piesă, de poza asta. Păi de unde să știu că câte poze s-au fi făcut? Ce mai răscoliți acolo? O poză tot relativ recentă. Valiza cu amintiri. V-ați întâlnit cu Olimpia Panciu la o dublă lansare de CD. E de la Sala Radio. De la Sala Radio, de la radio. Trebuie să spun câteva cuvinte despre radioul care ne-a sprijinit de-a lungul întregii cariere și pe mine și pe toți colegii mei, interpreți, compozitori și așa mai departe, și televiziunea română. Și după un timp, tot după Revoluție și lucrul ăsta, s-a gândit Sebastian Sârcă, care Dumnezeu să-l odihnească, atunci răspundea de un anumit sector din radio,
să-mi facă și mie Casa Radio un CD. Chemarea Dragostei s-a chemat, aici era conferința de presă, era aici, este un mare muzicolog, profesor Grigore Constantinescu. Aici Daniela Caraman-Fotea, doamna Daniela Caraman-Fotea, care v-am spus că a scris cartea de care v-am arătat-o înainte. Bătaie o să fie pe ea, sunt convins, de mâine, estimați spectatori și telespectatori. Aici sunt eu, aici este Sebastian Sărg, aici Olimpia Panciu și Mircea Rumcescu, proaspeți întors din Danemarca, așa au scos și tot cu Casa Radio, s-au avut o lansare și de CD. Festivalul Cerbul de Aur. Un alt capitol. Dar avem o fotografie în care v-am surprins, nu noi, fotograful respectiv, într-o postură neoficială, împreună cu soția și cu un vechi și bun prieten. Ia uite cu Țăndărică. Deci cu Țăndărică am cântat în trupă. Un muzician adevărat, un baterist cum n-am văzut și nici până la el, nici de la el, așa, și am cântat chiar în trupă cu el. Noi cum găseam câte o piesă care puteai să faci un solo de tobe, maestre, bagă, noi mergeam pe afară, vineam înapoi pe scenă, era tot la solo-ul respectiv, scula lumea în picioare. La un moment dat am format o formație de acompaniament, care mergeam cu o serie întreagă de soliști în țară. În formație făcea parte Țăndărică la tobe, Radu Goldeș, un mare gitarist care acum trăiește la Los Angeles de mult, așa, și un basist, Bebe Covercă, prieten al meu, cu care am mai cântat încă două trupe până atunci, și aici e soția mea. Ia uite-te ce frumoasă poză asta, aceasta, nu o mai găsim. La o conferință de presă împreună cu o altă doamnă din muzică. Nu știu de ce colegii i-au spus piticul atomic. Păi acum îi spune piticul atomic după Revoluție, îi spune piticul atomic. Că dacă îi spuneai înainte de Revoluție piticul atomic, nu se putea. Intra în ce e piticul atomic, de ce atomic, de ce pitic, cine mai e pitic? Și uite așa. Dar înainte îi spunea privighetoarea muzicii românești. Ea cântând și o piesă cu privighetoarea, așa cânta lui Marian Nistor, compozitorul lui Marian Nistor. E, aici nu mai știu unde eram noi, dar... La o conferință de presă. Tot la o conferință de presă, cred că eram și... Ia uite ce poză mișto! Ați făcut o mare bucurie. O colaborare frumoasă și celor și cu care ați mai făcut emisiuni și celor cu care veți mai face emisiuni, să știți că îi faceți fericiți. Și atunci când v-ați gândit la genul ăsta de emisiune pe care nu l-am mai văzut cu poze, cu adus poze, cu vedem și cu amintiri, v-ați gândit foarte bine. Cea mai recentă fotografie pe care o v-am avem... V-am laudat atâta că trebuie să-mi dați niște poze, adică nu se poate. Cea mai recentă fotografie este din 2014, de anul trecut. Ați fost în juriu tot cu o doamnă a muzicii. Măi, și toată viața mea am stat lângă doamne. Tot cu o acasă, interpretă tot, cu care... Numai femei și fetițe am avut la un moment dat. Era fiimea, era maică mea, era soacră mea, era mama mare a lui nevastă mea și cu nevastă mea. Stăteam cu cinci. S-a obișnuit. O artistă ia cu care ați avut un alt duet frumos. Unde erai? Corina. Adela. Trebuie să vă spun ceva cu Corina, cu duetul. Neapărat. Deci am scris duetul Unde erai, spune-mi și mie, pa, 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 pa. Se cântă și acum. Și ăla din 1980, am mai făcut și ăla niște ani acum. Filmam cu, la televiziunea română, Unde, l-am lansat, alb color. Nu era încă, nu era color, alb-negru, da? La televiziunea română. Și eu, zice Titus, la un moment dat stăteam pe scări și cu Aurora Andronache, se făcea filmarea, era al lui Titus Munteanu emisiunea și zice, acum trebuie să și dansați. Aurora Andronache era redactor muzical și ea ne-a spus, eu i-am scris ei piesa. Și când cânta acolo, la un moment dat uitase ce i-am spus și eu la imprimare normal i-am cântat pe arară. Și ce-ar fi, zice Aurora Andronache,
și realizatoare mai apoi, să faceți voi duet din piesa asta. Și așa s-a lansat. Nu era făcută duet. Acolo, pe loc, am zis tu când strofa asta, eu când am găsit imediat vocea a doua, am făcut pe refren. Și apărem noi la televiziune și ne spune Aurora, m-am dat, măi, dansați și voi și mai la sentiment, așa, dansați piesa și dansam cu ea așa. Și apărem la televiziune. Fiimea avea 4 ani, se uita la televizor, eu cu Corina, unde era, ochi în ochi. Și ăsta se uită la, și fiimea zice, ia mâna de pe tati! Dom'le, de atunci putea să o omoare dacă o vedea, nu era, nu îi plăcea deloc. După aia și-a dat seama când a crescut și-a dat seama că înseamnă că dacă dansam noi acolo. Am cântat cu Corina, i-am scris multe piese și ei, am făcut show-uri multe împreună, am fost în străinătate, am fost în țară, multe turnee în țară, multe turnee în străinătate, am scris, păi ce mai... Am fost și la ea invitată la un alt post de televiziune unde are o emisiune foarte bună și, pot să spun, nu? Așa, la Național. Național TV. Emisiunea Opriți Timpul și înainte făcea era cu... Să vă amintiți? Duminica. Le știți pe toate, normal, de la Gerpres. Și am fost invitat și acolo și este un om extraordinar. Dom'le, am avut parte, am avut mare noroc în viață. În primul rând am avut noroc, am avut oareșcare talent de la Dumnezeu și de la părinții mei. Am muncit mult și nu știu, dar dacă n-aveam și norocul să găsesc niște interpreți care să-mi pună în valoare piesele. Vedeți că Marea Elenescu spunea la un moment dat că actul de creație se termină odată cu interpretarea, incluzând și interpretarea în acel tot unitar care până la urmă îl vede publicul, care este actul de creație, interpretativă, iată, se îmbină cu creația compozitorului și a orchestratorului. Dacă n-aveam norocul de ei, nu, poate că nu, eram cunoscut ca și compozitor, poate nu erau șlagele astea. Dar cu toți, toți mi-au fost colegi extraordinari, m-am înțeles foarte bine cu ei, am cântat de plăcere, din pasiune, cu multe sacrificii. Mă gândesc până ce frigăraie stăteam și pe acolo când se făceau filmările și de Revelion, ore, în zi, zile, în șir. Frig pe acolo, ne mai înveleam cu husele de la piandele, nu vă spun de asta. Dar nu simțeam absolut deloc și ne făcea o mare plăcere pentru că deja ne-am dat seama că publicul îi place ceea ce le oferim noi și atunci era un lucru extraordinar. Hai să mai facem. Am vorbit despre ce ați compus, ce ați făcut. Ce faceți acum? Acum dau un interviu pentru Ager Press. Și am avut mari emoții și mă bucur că ați venit la mine și cu aceste poze. Acum compun niște piese pentru câțiva copii, 3 copii care îmi plac mie foarte mult, 3-4 copii, le compun piese și le repet cu ei piesele respective. Îi învăț să facă ceva în viață pe plan artistic. Ce să vă mai spun? Trebuia să mai compun și un muzical, dar acum a fost criză și nu știu când, cum o să fie cu criza cu astea, nu mai sunt bani pentru un muzical, care sigur că înseamnă creație, înseamnă costume, înseamnă decoruri, înseamnă repetiții, înseamnă toate lucrurile astea. N-am mai făcut, am muncit mult la cartea asta. Acum mă muncesc la un site care trebuie să apară, nu știu când o să apară, și strâng materiale pentru site. Am mai compus o piesă, 2 piese pentru Mirabela Dauer. Una merge foarte bine, se cheamă Îmi amintesc, văd că merge și pe YouTube, merge și pe ăsta, le cântă pe la televiziune, așa. Am compus o piesă pentru Monica Angel. Am compus o piesă duet pentru Fuego și Fuego mi-a fost și el student la teatru, el a terminat teatru. Și chiar a luat și examenul de diplomă și tot la facultatea de teatru, așa. El și cu Mirabela, cu Piticu Atomic, vedeți că Piticu Atomic se umblă peste tot. Îmi place Mirabela, ce aleargă la toate televiziunile, cântă. E vioaie, să lupte, este o luptătoare și o învingătoare. Așa, și am mai compus, acum am compus o piesă pentru Fuego, nu e gata încă textul, așteptăm textul, am orchestrat-o deja,
Adică nu stau, deci nu pot să stau. Sunt și bunic, dublu bunic, că acum se spune dublu CD, dublu bunic. Să vă trăiască. Am o nepoțică de 5 ani, face acum în martie 5 ani și nepotul meu face 8 ani, tot în martie. Acum mai vin la noi, mai stau câteva zile, așa. Deci de toate, de familie mare, de trebuie să mai mă umblu pe acolo, umblu după acolo. Mama mea trăiește, are, am plinit în ianuarie acum 96 de ani. Foarte greu, îți dai seama la vârsta asta. Și eu am mare emoții pentru toți. Și pentru cei care sunt mai în vârstă cu mama mea și pe cei care tot restul sunt mai mici decât mine. Și asta mă zbat și eu, ca toți dintre noi. Noi vă mulțumim frumos că v-ați găsit vreme să răsfoim împreună acest album pe care vi-l dăruim, că de-aia vi l-am adus. Stai așa, eu vă pup, chiar în asta nu e. Asta înseamnă live. Vi-l dăruim cu drag. Mulțumesc încă o dată foarte mult și pozele care mi le-ați oferit și pentru faptul că ați venit la mine și pentru faptul că am avut iată ocazia să mai spun câteva cuvinte și telespectatorilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu pe internet, pe Facebook, pe unde se putea și la gândurile bune care mi le adresează. Eu o să lucrez în continuare și câte zile voi avea, tot cu muzica o să fiu. Și dacă vreodată veți asculta o piesă de-a mea și veți spune, uite că îmi place piesa asta, eu nu pot să fiu decât fericit. Vă mulțumim din suflet. Mulțumesc eu.